Mulți ani, stimați telespectatori, la mulți ani, doamnă Stella Popescu. La mulți ani. Stimată doamnă, am citit undeva că vi se întâmplă să vă oprească oameni pe stradă și să vă spună, eram așa de necăjiți, dar când v-am văzut la televizor, ne-a mai trecut un pic. Da, asta este cea mai mare satisfacție a mea. Și adevărul e că dumneavoastră transmiteți o stare pozitivă. Ce bine! Și, cum s-ar zice, ne faceți să ne treacă un pic. Ne aflăm în momentul în care sărbătorile se termină și o să înceapă un nou an. Să sperăm că bun. Va fi bun. În orice caz, un an electoral. Ei, mă rog, acolo. Și iată, sunteți o invitată potrivită, pentru că de sărbători știu că ați avut un monolog. Stella președinte. Nebunia asta în care toată lumea nu mai știe cine o să fie președinte, când o să fie președinte, cine o să vină, ce o să se întâmple, cum se va schimba viața noastră. Eu vreau să fiu președinte. Nu zâmbiți, ce-i de mirare. Dați dovadă de răbdare. Am să fiu cu voi cinstită, lumea va fi mulțumită. Nu că fac publicitate, dar am să vă dau eu de toate. Vile, mobile, vizoane, DVD-uri, căști, baloane, cazinouri pentru poker, pui de lup, caniș sau și orice rasă vreți de câine. Și zic, de-astea, până mâine vorbe, basme, baliverne, promisiunile eterne, spuse în scop electoral. A, cum vă pare? Stai la minte? Vrea să ajungă președinte. Da. Să vedeți ce vă așteaptă. Ce ne așteaptă? Suntem toți niște cetățeni turmentați? Ce credeți? Dacă v-ați întâlnit cu cetățeanul turmentat, ce i-ați spune? Uneori l-aș asculta, pentru că cei turmentați poate să spună și foarte multe adevăruri la un moment dat. In vino veritas. Da? Dar știi ce cred eu? Noi ne așteptăm tot timpul de la altcineva ceva. Eu cred că dacă îți faci liniște și pace în jurul tău... Și mai ales lucruri, în tine. Da? Exact. Dacă te împaci cu tine... În orice caz, câștigi foarte mult. Unui om demoralizat, ce i-ați spune ca să-l scoateți din... Trebuie să iasă din starea aceea, că viața merge înainte. Viața este extrem de scurtă. Și pentru ce trebuie să o trăiești cu spaima în suflet și cu groază pentru Dumnezeu? Da, literatura religioasă, frica e o robie. Sigur că da. Așa că să ne eliberăm de robia fricii. Da. Frica de ziua viața de mâine, frica înainte, de da? Sărăcie, frica de pe boală. Moartea. Da. Degeaba te sperii de moarte, ea vine. Și atunci tu te sperii înainte cu ani de zile. Să uităm de rele. Să ne gândim la bine, să tragem răul după noi. Exact, să-l lăsăm. Da. Să da, rămână da. În 2013, că a fost destul. Du-te! Bun, o să le spun telespectatorilor că v-am rugat un singur lucru înainte de filmare. Top 3 bancuri, în caz de pană, de optimism. Din toată cariera dumneavoastră flamboiantă, de cursă lungă, în acest studio, că ați fost aici de la 55 începuturi. 55 de ani, da? Mulți înainte. TV2? Să nu numărăm anii. Nu, eu toată lumea știe câți ani am. Arătați peste extraordinar. 80 de ani. Știu și cum o să sărbătorim Stella 80. Cum? Asta o să vă spun la sfârșitul emisiunii. Da? Ex-abrupto, deci cele 3 bancuri le-ați adus. Apropo de femei, nu? Că vorbim de femei și de, uite, de ani și de frumusețe și de cum te păstrezi și mai departe. Se spune că o doamnă, cam de vârsta mea, l-a visat într-o noapte pe Dumnezeu. Și a zis, Doamne, spune-mi și mie, ce noroc pe mine că te-am visat. Spune-mi și mie, o să mai trăiesc eu multă vreme. Dumnezeu s-a uitat așa cu drag la ea și i-a spus, a, da... Hai să mai trăiești multă vreme. Ea s-a dus la chirurg, estetician, s-a operat, s-a încoafăr, s-a făcut superbă. A ieșit pe stradă, o calcă un camion și moare. Ajunge în rai, o femeie cum se cade. Ajunge bine de la Dumnezeu și spune, bine, Doamne, mi-ai promis și mi-ai spus că o să mai trăiesc încă multă vreme. Să uite Dumnezeu așa, ce, da, fetiță, da, nu te-am mai recunoscut. Bun. Iată, apropo de operații estetice. Da, psihanalizându-vă, doamna Stella, faptul că pe locul întâi la bancuri, în topul dumneavoastră personal, e acest banc, spune multe despre o femeie care comunică, cum să spun, cu Dumnezeu și cu chirurgul estetician ca să fie în formă. Și până la urmă ai văzut ce răsplată primește. Doamna Stella, sunteți tolănită pe canapea, puneți o casetă cu toată cariera dumneavoastră, revistă, teatru, că ați făcut, har Domnului, 24 de ani de teatru de comedie, unde ați avut niște roluri, dar ați și refuzat niște roluri, am văzut. Da, e adevărat. Și m-a și mirat. Nu ați avut curajul să vă aruncați și să jucați anumite partituri
pe care ați simțit că nu le puteți duce. Da, 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 n-am crezut. Și de era pildă, vorba de Olivada de Vișin. Ce rol extraordinar. Și în fond, ce v-a scris o comedie, așa zicea. Comedia vieții. Comedia vieții, nu? Comedie, da. Comedie. Vă privești un telespectator care n-a citit Cehov și nu știe despre ce e vorba în Livada de Vișin. Ce se întâmplă acolo? Acolo există o bogătașă care deja s-a dus în... Ruinată. Ruinată și trăia undeva într-o mare metropolă. Sau la Paris. Peste tot. Și vine acasă. Ca în Rusia profundă. Sigur. Și vrea să-și vândă averea. Vrând nevrând trebuie să vândă pentru că e datoare, e terminată, e livada ce? Sufletului ei, livada copilăriei. Dar ea are o fragilitate. Un fel de plutește pe deasupra oarecum. Exact. Nu înțelege lucrurile astea dure cu ăla i-a luat livada, ăla o să-i o cumpere, deși e un mitocan. Ea rămâne undeva plutind în lumea ei. Vișini, în lumea ei. Da. Mie mi s-a părut că eu nu pot face asta. Nu pot face această detașare. Mai avut un rol pe care nu l-am făcut bine. Steaua fără nume. Bine, Livada ați refuzat-o, iar Mona din Steaua fără nume... Am jucat-o. Ați jucat-o și ziceți că simțiți că nu va ieși. Am simțit eu că nu mi-a ieșit. Nu, n-am avut... Ce? Transparența femeii inconștiente, oarecum. Că frumusețea o aveați. Poate, la vârsta aia, da. Dar tot am avut o... frumusețe pământeană. Nu, ea exista. Din interior vine plutirea și aerul diafan. Eu am crezut că nu pot să o fac. Da. Dumneavoastră nu aveți acel tip de feminitate în stare să iubească până la autodistrugere. Ba, din potrivă, acum... eu sunt pătimașă, doamna Vodă. Bun, dar nu accept orice minciună așa. Doamna Stella, eu dau seama. În locul Anei Karenina nu v-ați fi aruncat sub tren, acum facem comedie, niciodată. Ci v-ați fi refugiat în muncă sau ați fi deschis un restaurant. Nu știu, făceam ceva, dar nu mă sinucideam. Nici într-un caz. Deci, iată, vă lipsește latura asta a feminității, fragilitatea și vulnerabilitatea. Asta este ceea ce îmi lipsește. Și după ce am văzut-o pe Vasilica în spectacol, Vasilica a jucat, după aceea parcă... În Livada de Vișin, da? Și a fost Oranevskaya bună? A fost foarte bună. Bine. Da? Ea era un personaj cu tot special. Despre Vasilica noi spuneam așa, sunt multe actrițe talentate în România, dar genială e Vasilica. Astăzi publicul tânăr nu știe cine e Vasilica Tastaman, cine a fost Vasilica Tastaman. Faptul că s-a refugiat în Suedia, mi-ați mai spus, credeți că asta a omorât-o, nu? Sau pe Dumitru Furdui, sau pe alți actori, nici în plină forță. Niciunul dintre ei n-a fost fericit. Niciunul care a plecat acolo n-a fost fericit. Deci mai bine că ați înghețat decoltată la 3 grade în România anilor 80, sinistră. Am sculat în trenuri înghețate cu colaci de zăpadă în jurul ferestrei. Da, dar nu v-a strădat publicul și publicul niciodată v-a iubit și acum, iată că din transferul ăsta de energie ați supraviețuit să nu vă fie de ochi, așa cum sunteți acum. Da. Și am supraviețuit în a rămâne prietenul cu publicul ăsta, e foarte important. Urc în taxi și taximetriștii îmi cântă cupletele. Tu-tu, tu-tu-tu, tu-tu-tu. Tătuțu cu serviciu fain și de la Frankfurt de pe Main mi-aduce țoale, țoale noi cu blugi și geacă de cowboy. Foarte, era grozav. Da? Și ei cântă. Eu nu mi-l mai aduc aminte pe toate. Da. Și ei îmi cântă cu prietele mele, pe cum să nu fii fericit. Da. Când te duci la Paris, nu te cunoaște nimeni, nu uită nimeni la tine. V-am văzut la emisiuni de bucătărie, la lansări de cărți, la emisiuni la matinale, la emisiuni de noapte, acasă să gătești, la să concerte să de muzică acasă ușoară cu tânăra generație, cu tot lumea felul pe litoral. Deci transmiteți starea unui om care nu se lasă. Sunt inconștientă dacă vrei, eu nu știu câți ani am. Foarte bine. Mă mai doare un genunchi așa câteodată. Nu vrem să știm. Știi? Dar mă facă plouă. Lasă, domnule, nu mă interesează. Mie mi-e drag omul, mi-e drag să comunic cu oamenii. Și atunci n-am ce căut acasă. Bancul numărul 2? Se spune că pe dealul Feleacului mergea Gheorghe cu Vasile pe căruță, pe capră în căruță. Și tot vorbeau acolo, tot vorbeau. Și la un moment dat trece un motociclist. Când se uită după el, motociclistul nu are cap. Foarte curios. După 5 minute, băi, zice, motociclistul n-are cap. Mai trec câteva minute și motociclistul n-are cap. Ce, Gheorghe, bagă coasa aceea mai în căruță. Bancul numărul 3. Numărul 3? 3 femei frumoase, tinere, se duc la preot dimineața, la preot, să se spovedească.
Părintele era ocupat și spune: fetelor dragă, eu vă cunosc pe voi, știu cine sunteți, eu n-am timp acum, voi vă învârtiți în jurul bisericii, de câte ori ați păcătuit? Și Dumnezeu vă va ierta. Una era ardeleancă, una era olteancă și una era moldoveancă. Să zice ardeleancă, se învârtește odată, de două, de ce, gata, părinte, să fie iertată copilă. Să zice și olteancă, se învârtește odată, de două, de trei ori, de... ce, gata, părinte, să fie iertată copilă. Să zice și moldoveancă, se învârtește odată, de două, de trei ori, deci, părinte, n-ai o bicicletă, că am obosit. Eu sunt moldoveancă, pot să-mi permit, da? Da, 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 dar nu e un banc autocritic, nu? Nu. Am văzut că v-ați născut într-un sat numit Hodorogea. Slobozia Hodorogea. Și m-am și gândit să vă întreb dacă locuitorii se numeau hodorogiți. Nu erau hodorogiți. Și nu hodorogeni. Sunt hodorogeni. Da. Nu, că dumneavoastră să știți, niciodată n-o să fiți ceea ce se cheamă o hodorogenă. Nu, noi facem excursii astea ieftine și eu le spun proiectul Rabla. Sistemul ăsta de turism, da, da, se da, face da, pentru bătrâni, că tot suntem trecuți de 65 de ani, ce vrei. A, în sensul ce asta. Rușine asta, rușine, tot asta e să mergi. Fericire. Unde faceți excursiile astea? Am fost la Barcelona, am fost la Palermo. Pentru că dacă ai să umbli și să vezi, nu o să-ți mai fie atât de greu. Deși, am să spun ceva, aveam o colegă la Teatrul de Comedie, că de câte ori veneam dintr-un turneu, zicea, vai, de câte ori vin din turneu, așa de demoralizată când ajung acasă. Da? Eu sunt de 10 ori mai fericită. Scot tot dulapul și zic, asta îl transformam așa, asta fac așa, asta se aruncă, uite așa făcea. Și ea de ce era tristă? Pentru că purta tristețea cu ea tot timpul, nu se lăsa deloc, tot cu tristețea în buzunar era. Vedeți, e chestie de temperament. Deci, e o chestie bun. Dinăuntru, sigur că da. Dinăuntru. Să uităm de tristețe. Dar da. Chiar vă treziți într-o dimineață tristă, nu, tristă sau niciodată. Mohorâtă? Niciodată nu, nu vă simțiți cu capsa pusă? Cu capsa pusă? Eu nu știu ce cu capsa pusă. Niciodată. Eu și când nu mă cert, mă râd. Nu, nu mă cer, decât rar de tot mă cer. Deci vă treziți dimineața și ce vă fredonați ca să vă bine dispuneți? Orice cântec când vine. Dacă repet, acum repet soacra cu trei nurori. Cum mă trezesc și noaptea mă observează. Cum sună? Am trei feciori, am clădit trei case, caut trei nurori pentru trei feciori. Soacră mică, soacră mică, vreau să fiu, caut trei nurori. Să se audă în șapte sate, să se audă în șapte sate. Îți place? Când păi, am trei asta... feciori? Da. Păi, dar asta e soacra mare. Pardon, soacra mare. Ei, mai... Crezi că eu sunt emoționată la tine, ce zici? Măi, așa sunteți, mă emoționează și pe mine, ce vrei. Sunteți soacră? Eu sunt... Soacră. Nu sunt soacră, sunt bunică. Că ați fost soacra lui Radu Gheorghe, actorul da. Și acum și fica sunt bunica fiicei lui Radu Gheorghe. Stanca Gheorghe? Da. Și ea va fi regizoare de film. Este, a luat trei premii deja în țară. A luat Cine m-a iubit, a luat Next-ul și a luat... premiul pentru scurtmetraj la Cluj. Știți ce am remarcat citindu-vă biografia? Că ați avut ceea ce se cheamă noroc în ghinion. Pentru că greu de găsit o biografie cu de, atâtea da. Handicapuri din da, start. Da, da. Momentele de maximă cădere prin care a trecut un personaj atât de optimist, care au fost? Când l-au trecând... luat pe tata în 40 și l-au dus în Siberia... Tatăl dumneavoastră, Vasile Popescu, de meserie învățător... Exact. L-au luat în Siberia, l-au dus cu bovagonul direct în taiga... Și a tăiat lemne 19 ani. 19 ani. N-am primit nici un semn de viață. Până n-a apărut tata, ne-a fost convins că el a dispărut, e mort de mulți ani. Dumneavoastră citați dintr-un poet basarabean, pământul Siberiei este pavat cu oase de moldoveni. În lagărul tata au murit, din 60.000 au mai rămas 5.000. Când s-au întors rușii în 44, noi am fugit imediat în România. De ce am plecat din Basarabia? În clipa când se întorceau rușii, ne luau automat și pe noi și ne duceau în Siberia. Sau în, la Don. Se împlinesc în 2014, 70 de ani, de când un tren în iarnă, în ninsoare, pleca cu dumneavoastră și cu mama, acoperite cu o plapumă. Și noi eram cu o lădiță, când ne-au dat voie niște kilograme. În plan, de ce am avut curajul să plecăm? Singure, mama și cu mine, și am lăsat bunica acolo, am lăsat surorile mamei acolo. Pentru că atunci Antonescu a anunțat la radio, basarabenii care vor să vină acasă, primesc casă și post în România. România, să vă evacuați deci, din calea rușilor. Ne-am dus direct la Baraolt, am coborât dintr-un tren, de acolo ne-au dus în altă parte cu alt tren și am aterizat exact în satul în care ne-a dat și post mamei de învățătoare și au rechiziționat o cameră
de la o familie de sași. Lângă Sibiu. Lângă Sibiu. Dar am văzut că spuneți că ați simțit animozitatea sașilor. Ei, sigur că da. Cui convine să vină peste noapte cineva să-ți ia o cameră și să-ți bage doi oameni acolo ca să stea? Bine, nimănui, dar în vreme de război era un gest minim de ajutor, nu? Ei mult mai târziu și-au dat seama de asta. Când au început să le ia rușii copiii, să-i ducă în Donbas, atunci am simțit. Am simțit asta concret. A tăiat sesoaie ca porcul, da? Și mama i-a spus, vinde-mi și mie 2 kilograme, ca să fac și eu ceva de mâncare, sarmă. Și a zis, nu eu ce-am spus să vii în România. Atât. Și n-a vrut să-i vândă? Nu. Și nici nu i-a dat? Nimic. Pomana porcului, cum s-ar zice? Nici măcar pomana porcului. Și mama a înghițit și gata. Și peste o lună, jumătate, două, au venit rușii peste noi, Val Vârtej, cu armata, au luat din satul ăsta, Slimnic se chema, au luat toți copiii de la 17 ani în sus, toate fetele și băieții tineri, 17, 18, 19, 20 de ani. I-au adunat într-o noapte copiii de sași și i-au dus direct în Donbas. La mine, nu? La mine. Și atunci cine crezi că plângea pe umărul mamii și ne-a iartă-mă? Săsoaica, aceea care i-a spus, nu eu te-am chemat să vii. Deci când te ajunge pe tine durerea, atunci încep să realizezi cam ce să petrece. Da. Ei, în această atmosferă am trăit eu în copilăria mea și asta a vrut mama să-mi îndepărteze de la mine uriciune. Probabil de asta ați fost un copil vesel, că altfel ați fi fost un copil timorat, traumatizat. Dar mama nici nu mă lăsa să plâng. Pe eu aveam dreptul să plâng? Nu. Când se uită odată la mine. Era intensiv. Înghețam cu prânzul pe față. Am văzut în biografia dumneavoastră că la 7 ani, deci tata a fost luat în 40 și în 47 mama s-a recăsătorit cu un muncitor ceferist. Atelierele CFR erau refugiate în preajma Sibiului, chiar în satul acela. Și acolo s-au întâlnit. Și acolo s-au întâlnit. S-a purtat foarte frumos. Cum îl chema? Nicolae Muscan. El a fost atât, a fost un om cum se cade. Dar nu pot să-ți spun că mi-a fost tata, nu era tata. Dar o iubea pe mama, nu? Pe sigur că da, mama era frumoasă rău. Nu semăn cu mama, e semăn cu tata. Nu-l mâniați pe Dumnezeu, că v-am văzut în secvențe din prima tinerețe. Da, erați o femeie frumoasă, dar care n-a mizat pe frumusețea ei. Măi. Mama zicea, ești cam puțin tic la față. N-ați mizat pe frumusețe nu, și niciodată. Nici pe mersul pe bicicletă, da, ca să fiu acum ușor licențioasă. Da. Ați mizat pe altceva. Da, dar eu n-am fost ambițioasă. Doar când mă vede așa energică, crede că sunt o ambițioasă. Eu nu sunt o ambițioasă. Sunteți însă o muncitoare. N-am fost nici foarte harnică, dar am fost cu minte. În sensul că dacă mi s-a spus să fac asta, am făcut. Dacă trebuia să mă scol la 6 dimineața, am făcut tot ce trebuia. Și de asta eu am fost totdeauna slabă la premieră. Pentru că eu făceam ce mi-a spus regizorul. Da? Cu exactitate. Și abia după 2-3 spectacole începeam să asimilez. Creșteați. Da. Eu nu stric rolurile niciodată. Asta e unul din îmbunătățiți. Sunt actori mari care la premieră sunt excepționali și pe parcurs cad, se duc, nu. Uite, Iura avea o problemă foarte interesantă. Iura a fost un actor foarte talentat. Un bărbat frumos, da. Talentat, deștept. Dar avea o chestie. Venea la teatru și zicea, astăzi iau altfel rolul. Ah. Cum să-l iei altfel când noi așa am repetat venea, 6 luni? Încerce, ca să nu se plictisească. Ce să încerci într-un spectacol de 3 abordare. Ore? Într-un spectacol de 3 ore pe care ai repetat 6 luni? Și vă dezorienta pe toți. Da, pentru că asta e o muncă colectivă, aici se creează niște relații și dacă ele se dau peste cap complet, de unde mai apuci povestea? Dar știți, apropo de Iurie Darie, mă gândeam la un lucru. Practic, actorii noștri iubiți au devenit într-un fel ceea ce a făcut și lumea din ei. Poate într-o altă lume, Harap Alb ar fi evoluat altfel. Ai dreptate, pentru că eu văd ce se întâmplă tânăra generație și cam pe unde se duce. Dar știi că ei își pun întrebarea de ce pe noi ne iubește lumea? Pentru ce? Cum am făcut noi? Chiar voiam să vă întreb care e mecanismul astăzi. Dumneavoastră, chiar dacă ați făcut roluri bune la teatrul de comedie, practic fără televiziune și fără revistă, nu ați fi fost Tela Popescu. Da. Nu avem tineri vedete autentice. Nu ajung vedete pentru că ceea ce fac nu este bun. Este superficial, este făcut în goană, sunt făcute pe texte slabe, nu se face o producție cum se făcea. Televiziunea era tratată cu seriozitate. Se scria, se repeta, se imprima, se repara și apoi intra la public. Și o altă situație tristă e când vezi un actor de calitate sau o actriță de clasă, când o vezi prostindu-se la televizor și te întrebi pentru ce? Pentru ce pentru un mare talent să se manelizeze? Pentru sau supraviețuire. Telefon, chirie, gaz, lumină și așa mai departe, copii. Din ce să trăiască? Din salariul de actor niciodată.
numai dacă face televiziune, filmul se plătește și mai slab. Mai sunt și reclamele. Din istoria filmului universal, da? Singura care a refuzat toată viața să facă reclame a fost Bette Davis. Restul și care a făcut reclamă. Până la urmă? Până la, la urmă. Ce? A spus, eu beau nu știu ce apă minerală. Dar poate credea în acea apă. Probabil. Asta e important. Niciodată să nu faci reclamă la un lucru pe care în sinea ta îl detești sau nu-l folosești. O singură reclamă am făcut în 91. Nu ne spuneți, nu continuați reclama, contractul încheiat. Nu. De atâta vreau să zic, am făcut o dată reclamă în 90 și când a început să strige lumea pe stradă pe mine, Vizana, n-am mai făcut reclamă niciodată. Deci până acum n-am făcut. Acum 3 ani am început. Dar acum mi-am amintit o clipă de sketch-ul de la televiziune, de la un revelion cu Ada... Ida, Demgeo. Apropo de întâlnirea cu textul, știi că l-am învățat pe platou cât am repetat și am pus lumina? Era un tur de forță, da. O actriță care se încarcă cu o stare nefăcând nimic altceva decât repetând niște nume. Da. E foarte greu de făcut știi așa ceva. L-am luat printr-o întâmplare, rolul. Da? Eu fusesem operată la corzile vocale și... Ce ați avut? Nodul pe coardă, din cauza faptului că, da. Mi-a spus doctorița așa, era o mare doctoriță, Nerescu, o femeie superbă, care până a plecat în Suedia și s-a sinucis dintr-o operație greșită. Malpraxis? Malpraxis, da. A greșit o operație, da. Un om strălucit. Strălucit. Și de asta s-a sinucis? Da. Era singură, cine știe, a fost teamă de viitor. Și la prima răgușală mi-a spus, ai să fii toată viața răgușită. Pentru că faci tipuri diferite și atunci... impostația vocală este de fiecare dată alta și alta și alta și asta și asta obosește coarda vocală foarte. Acum sărim de colo-colo, dar nu ăsta e ritmul comediei. Când la drag, când la galop, și numai și Chirița, nu? Asta a fost obsesia copilăriei mele, Chirița, mie mi-a plăcut enorm întotdeauna. Da? Și în anul 2 de facultate ne-au dat, profesorul nostru Marțian, ne-au dat la toți să facem un monolog, la alegere. Aurel Pop Marțian. Ce tip principal de actor era? Acum când era la bătrânețe, juca tip din ăștia mai cu morgă. El fusese ofițer, știi? Uh-huh. Și era mai cu morgă, așa. Și am ales Chirița. Când a venit la clasă și am spus că vreau să fac Chirița, i-au căzut ochelarii, a luat ochelarii, pac, cu ei pe masă. Păi bine, Popescu, eu te-am luat la clasă pentru Antigona. Și dumneata vrei să joci Chiriță? Vă spunea Popescu. Da, Popescu. Da. Eu asta aș vrea să fac, Chirița în voiaj. Și m-a lăsat să-l fac. Și am luat 10. Pentru că mie mi-au plăcut rolurile de compoziție. Chirița a fost o cotitătoare în istoria literaturii, o femeie înapoiată, o femeie troglodită. Dar eu găsesc că era o femeie interesată de viață și era o femeie modernă. De exemplu, când am luat ceaiul, ofișierul, o lua frumușor zaharul din zaharniță cu cleștele de argint și o dat drumul șei. Dat-mi lui și credeți că face. E zaharul din zaharniță cu cleștele și pe urmă îl pune clește. Nu? Da. Ea vrea bine, ea vrea frumos, ea vrea elegant. Chiar dacă făcea gafe din cauza lipsei de cultură, din cauza mediului în care trăia. O să vă spun și eu ca profesorul Marțian Popescu. Avem și noi Popeasca noastră, cum au avut francezii. Elvira Popescu. Când a fost prima oară la Paris, în 65, am jucat 45 de zile. Ce spectacol a fost? Făceam spectacol de revistă românesc. Era 65-67. Da. Când românii de acolo încă nu apucaseră să vină acasă. Și era o sete de întâlnire cu România. Și cântați în românește sau în francez? În francezește. Și toți ziariștii, a fost de Granda a fost premiera. Aveați de la Paris. 30 de ani. Da. Cocatrix, directorul Celia Olympia, cea mai mare sală de musical din Franța, a făcut o intrare, toți gazetari. Și toți strigau, la Popescu. Și toți mă întreba dacă sunt nepoata doamnei Elvira. Ei nu știau că era tot Popescu, era un banc pe vremuri. Bun. Dar știu că ați fost o ziță antologică, chiar și în spectacolul de inaugurare a studioului Casandra, în anii 50. 50. Unde jucați cu Piersic și cu Leopoldina Bălănuță. Chiriac, Poldi, era Veta. Și s-a vorbit foarte frumos. Eram în anul 2, chiar în anul 2. Dar de la școală și de la învățătură până la impactul cu publicul e un drum. E povestea veche cu Bălțățeanu, care avea un coleg de clasă care la facultate era genial și el era mai așa, lasă-mă să te las. A terminat facultatea, a început să joace. Bălțățeanu a zis, marele Bălțățeanu, și ăla era în suflări pe acolo, pe lângă el. De ce? Misterul ăsta, cum vi-l explicați? Monica Lerdă spunea, sunt foarte mulți actori buni în România, dar mari sunt numai cei care au și farmec. Am avut o colegă foarte bună actriță. N-a ajuns niciodată să zică lumea, uite, bă, aia aș vrea eu. Nu.
Și a fost foarte bună. Și cum vă și deșteaptă. A avut în ea un... Era preharnică. Și pe scena asta cum se vede? Se vede ca făcătură puțin. Excesul de hărnicie? Da, excesul de hărnicie e făcut, e prea construit. Nu trecea rampa? Da. Nu pare sincer totul. Poate nu avea talent. Și... Nu, nu, era bun, foarte bun. Dar nu era... Pe tine te crede și pe ăla nu-l crede. Bun. De aia ți-a spus apropo de părerea mea despre mine. Divele astea care trebuie să stea cu coloana dreaptă, cu gâtul întins, cu ochii languroși, așa, știi... Nu mi se potrivesc, mă uitam ce bine imitați o divă. Păi la comedie, da. Dinăuntru nu mi se potrivea. Chiar dacă eram tânără, chiar că aveam bust frumos și toate, picioare frumoase, celebre. V-am văzut, ați apărut. Nu filmăm sub masă, dar le spun telespectatorilor că am fost șocată că în plină iarnă, în loc să apărezi cu niște cizmulițe, ca orice femeie cu stoul la cap, pentru că asta sunt picioarele bun. Sub masă, dumneavoastră ați venit cu un ciorap subțire și cu niște pantofi roz cu tocuri și am zis bravo, Popescu nu se lasă, ca să zic și eu ca profesorul Marțian. De val și în picioare sunt niște cizmoaie, nu pot, mă simt nasol. Trebuie să vă spun un lucru, am văzut Preșul lui Băieșu. Da. Și dumneavoastră, într-un halat de femeie de servici gri... Niște târlici. Nu-i venea nimănui să creadă că eu pot să fac acel lucru când eu veneam de la revistă la teatru de comedie, cu pene în cap. Și cu picioarele celebre. Și cu picioarele celebre. Și atunci Iani Cojar, care era și regizor și a fost profesorul meu, a spus, nu mai stai la pas să fac asta. Cel mai greu de jucat nu este să joci o bătrână de 90 de ani, ci să joci o femeie de 50 de ani terminată. Mai ales pentru o tânără de... De 32-33 de ani, dai seama. Ca să vedeți capriciile memoriei, un lucru mi-amintesc. Figura dumneavoastră gri și legată la cap. Da, era singura soluție, să-i dau vârsta. Și m-am legat așa la cap. Hai că ți-arăs că am adus și basma. Asta e prea înflorată. Da. Asta a mea așa? Era o chestie mai așa mai. Dar am făcut-o, uite, să vezi cum. Exact așa. Uite la părul meu acum, că am aici o tufă și a mea, ascuns părul complet. Tot complet. Tot ce am făcut acolo, am făcut din atitudine, nu din machiaj. Un pic de mustață am făcut, doar că și-a tras așa, și totul din atitudine. În clipa care m-am lăsat așa, și un pic chiar și pe genunchi, a fost extrem de relaxată și adevărată. Știi când ne mai zic, hai da, aici am la câte unul că trecea în curte pe acolo și luam la refec cu măturoiul, totul părea adevărat. Îmi povesteau fetele, plasatoare, ce da, astea și ce a zis unul când a ieșit la teatru, ce nebună e stela asta. Și n-aveau dreptate? Ba, într-un fel aveau dreptate. Dar știți că există un vas numit lacrimar și lacrimile noastre toate... se adună în vasul ăsta și când se umple lăcrimarul, ți se îndeplinește o dorință, e o legendă. Înseamnă că mie nu mi se mai îndeplinește nicio dorință niciodată, că eu n-am plângeat lăcrimarul. Numai la dispariția totală a părinților mei și a lui. Acolo ați plâns. Cred că odată am plâns și din dragoste. Dar am plâns așa, am coborât pe bulevard, am făcut un tur la Atene și am plâns, m-am întors acasă, din clipa nu mai plâns. Bye Bye Connie era pe vremuri un film extraordinar, nu știi? Nu. Cehesc, cred. E o fată care se îndrăgostește, mai urțică așa și cu minte, se îndrăgostește de la și la își bate joc de toate și își bate joc și de ea. Și ea, în loc să se sinucidă, se transformă. Și la moment dat ăsta o vede și începe să-i placă de ea. Și ea îl încurajează și la moment dat îi dă o întâlnire, mă rog, și la final zice Bye Bye Connie. Și pune punct. Știi? Bun. Da. Omenirea se desparte de trecut râzând. Cine era? Dar de ce nu s-a însurat cu dumneavoastră? Iubea o fată care era fică de cineva mare. Cineva mare ce? Era ceva mare pe la ce, nu știu ce. Era unul mare. Și fica lui s-a îndrăgostit de el. Și la un moment dat a întrebat-o. Taică-su, îl vrei de bărbat? Mie nu-mi place ce, dar tu îl vrei de bărbat? Și i-a spus da. Și atunci a chemat directorul baletului și i-a spus... Dacă nu termină relația aia, mâine pleacă la armată. V-ați întâlnit și v-ați spus? Da, sigur. Trebuie să mă însor cu persoana. Și atunci am desfăcut totul și am dat la o parte. Eram chiar îndrăgostită, nu era o relație așa de ora 5. Eram chiar îndrăgostită, îngrozitor de îndrăgostită. Era un balerin mare de tot, avea un... A plecat în străinătate? N-a plecat.
rămas. A rămas? A plecat la un moment dat. Și după ce n-a mai dansat, ce-a făcut? După ce n-a mai dansat. Nu mai m-a întrebat atâtea. Dar asta e mezeria mea. Da. Acel mariaj a rezistat? Nu, n-a rezistat. Cât a rezistat? Puțin. Dar vedeți, nu iubea destul, pentru că putea să meargă la armată și să se însoare cu dumneavoastră. La 19 ani să-l trimis pe un balerin în armată este o tragedie. Îl omori. Îl omori. Ce i-au făcut lui Gabriel Popescu, nu? Marele balerin l-au închis pentru homosexualitate și îl băteau la tălpi și îl puneau să nu știu ce să facă. Adică, groaznic. Și i-au distrus cariera. Sigur că da. A plecat pe urmă în străinătate, dar n-a mai avut... Bine, e și trauma psihică. Sigur. Spuneți-mi, sunteți o tipă, ca să zic așa, de o rezistență fantastică. Asta a fost un noroc al meu, sănătatea. Am avut colegi care se minunau de odată când plecam noi în turneu. Dar cum reziști? Cum reziști? Când faci ceea ce îți face plăcere, reziști. Pentru că actorul când intră în scenă, dacă are durere de măsele, îi trece durerea pe perioada care e în scenă. După aceea ea revine. Deci se face o concentrare, încât nici frigul nu mai contează, să știi. Am avut colegi care își puneau cojocul pe ei și jucau cu cojocul. Poate în semn de protest față de temperatura inumană la care... Le era frig. Pentru că jucam în sel uneori cu geamurile sparte. Ba da, dar eu nu-mi puneam că jocul pe mine. Făcuse mămica de Dumnezeu. Nu erau body-uri din astea și maior, nu era. Și așa, mama a tecotat din plină un corp. Un corp cu mânecuța până aici. Ca să un nu se vadă corset. Din ochii. Da, da, de lină. Lină tecotată. Ca să vă țină cu doi năsturei de picior așa ca să se prindă. Deci un corp de lână. Da. Pe care îl îmbrăcam sub rochia de seară. Deci există actori care se dăruiesc total și actori care joacă foarte bine, foarte cu minți, se duc urmă acasă, sau există, le frig. Sau există mari actori extrem de selectivi, extrem de concentrați pe o mică bucățică. Da, există, sigur. Să dăm un singur exemplu, o mare actriță ca Olga Tudorache. Dar a fost o actriță extraordinară. Actori izolați de ceea ce se cheamă talpa țării sau care n-ar bate coclaurile, ca să spună, cuplete lui Badea Gheorghe. Asta a fost lucru de care m-am îndrăgostit eu. Ea s-a îndrăgostit de Mutăr Purar, să zicem, și eu m-am îndrăgostit de scena lui Tănase. Vreau să-ți spun cum am ajuns la revistă. Eram la Brașov, actriță, nu știu ce, și a venit, da, jucam, luasem un premiu pe țară și acolo, cu Luluța din Chirița. Și a venit la mine Nicușor Constantinescu, era un mare regizor de revistă, făcător de revistă. Și a venit să mă cheme la revistă. Eu întâi m-am speriat, că toată lumea îmi spunea ce revistă, ce o să zică lumea că ți-arăți picioarele. Și m-am dus la domnul Sica Alexandrescu, cu care jucasem la Brașov vreo două spectacole. Era regizor la Național. Da. Uite, maestre, așa mă cheamă, ce fac? Lumea îmi spune că să nu mă duc, că o să fiu așa, că de ce sunt la revistă? Fetisto, era susuit. Da? Du-te la revistă repede. Că dacă ajungi vedete la revistă, zici Julieta când vrei tu. Și așa este. Dar spuneți-mi, grădina Boema unde era? Vis-a-vis de Palatul Regal, e biblioteca centrală. Da. Și imediat după aceea era grădina Boema. Acum ce e unde era grădina Boema? Au făcut o clădire, niște birouri, așa ceva. Deci nu mai a fost există. O mare greșeală, pentru că era singura grădină din centrul Bucureștiului. A spus un arhitect că noi nu ne dăm seama cât de bogat a fost Bucureștiul, datorită arhitecturii se poate citi această chestie. Și fiica mea, care a stat până la vârsta de 16 ani în Ceoslovacia. Mi place Bucureștiul mai mult decât Praga. Ceea ce mi s-a părut curios, nu că Praga e un oraș. Poate că vă iubea pe dumneavoastră. Nu. N-am apucat să le spunem telespectatorilor că aveți o fiică înfiată, nepoata soțului dumneavoastră și care a făcut regia în București. E profesoară la Academia de Teatru și Film. Doina Maximilian. Doiniță. Tatăl ei, Ionel Maximilian. Era fratele lui Puiu și a murit de mult. Și era regizor de... Era regizor și director revistă, de teatru. Tot de revistă. Da, Maximilienii s-au ocupat toți de revistă până la bunic. Bunicul a fost marele actor, Velimir Maximilian. Erau de origine sârbă. Și vine probabil la un Vladimir pe vechi. Pe pronunțiile vechi. Velimir. Dar juca, era celebru. Copilul lui, Aurel Maximilian, acela a fost într-adevăr director... proprietar. Între cele două războaie a avut teatrul de revistă în București. În București. Era și scriitor de revistă și regizor. Și care îl are pe Puiu Maximilian cel tânăr și pe soțul Ion fratele. Soțul dumneavoastră, da? Și Ion fratele. Au fost doi băieți care au făcut tot revistă. Da. Să mai parcurgem în viteză, cu viteza unui tren care merge spre Siberia. Nu mai ne duce în Siberia, știi bancul? Nu știu. Un tren care pleacă
spre Paris. Și vine fegatul și anunță: trenul București, Paris, via Moscova, pleacă peste 3 minute. Așa era ceva. Da, și da, mai era da. Foarte drăguț. Da, era ăla foarte drăguț. Pe Lipscani unul striga: vând bilete pentru America, vând bilete de avion pentru America. Și unul întreabă: ce dus întors, cu proștii nu vorbesc. Bun. Să ne întoarcem, doamnă Popescu, la oile noastre, la biografia dumneavoastră. Vroiam să-ți spun de exemplu. Când s-au stabilit rușii aici, au luat o măsură, românii, nu rușii, ca toți basarabenii să fie duși înapoi acasă. Și a fost dus cineva? Mulți. Și mama în clipa aia s-a măritat. O femeie singură e foarte. Mama avea o vorbă, zicea: poate să fie și șchiop și în cărucior. În casă, după ușă, trebuie să fie un bărbat. Ce vorbă oribilă! Oribilă, dar era adevărată. Nu uita că era război. O femeie frumoasă, cu copil în brațe. Era foarte greu. Dar mama poate l-a iubit și pe... Da, era un bărbat frumos. Semăna cu regele Mihai. Și v-ați stabilit la Brașov? Unde la ați Brașov, făcut școala? Am făcut școala, am terminat liceul. Da. Și unde s-a prăpădit tatăl adoptiv? Da. Și după ce a murit, v-a venit ideea să vă aduceți înapoi tatăl? Tata, care a tras din lagăra, din direct la mama mamei mele. La Chișinău? Da. La Chipeșeni, măi, ea era din Chipeșeni. Și a aflat adresa noastră și am început să corespondăm. Și am început o bătălie de hârtii, de hârțoage, între Marea Adunare Națională de la București și Marea Adunare Națională de la Moscova. Asta în 77. Dar până deci atunci... în 74, 73. Dar, de atunci ați început demersurile. Da, 3 ani a durat asta. Fiindcă am văzut o fotografie la ofițerul stării civile, când aveați 42 atunci, de ani, și am zis: Doamne, ce noroc! V-ați pierdut tatăl la 5 ani, da, dar la 42 de ani ați asistat la recăsătorirea părinților. Ce moment! Spune-mi și mie. Da. Tata a stat în Siberia 19 ani, a mai stat în Basarabia încă vreo nu știu câți ani, și a venit în România și a murit la 90 de ani. Iată că ați avut părinți care v-au trăit atât de mult. Asta și e un cadou, împreună, nu? Și mi-am luat o căsuță în București și au stat cu mine până s-au prăpădit amândoi. Cât a trăit mama? Până la 83 de ani. Bine, replica mamei extraordinară a fost când a aflat că divorțați de primul soț. Întâi că iubea pe Dan și nu accepta ideea. Bine, pentru cei care nu știu, primul sos, Dan Puican, Dan Puican, regizorul de radio, dar a făcut actoria, a fost actor. Da, sigur că da. Un băiat foarte drăguț, foarte cu minte. Da, și mama iubea, nu era o soacră bună. O soacră mică. Mică. Când a auzit că divorțez, a apucat nebunia. Și i-a scris lui tata: Vasile dragă, deja tata a venit. Vasile dragă, scrie lui proasta aia mie că și-o lăsat bărbat bun și l-o lua pe un mititel. Pui, era mai mititel, era de înălțimea mea. Știi ce a răspuns tata lui mama? Și Ștefan cel Mare a fost mic în stat și mare în fapte. Deci, tata vorbea așa, era... Da. Se mărea cu Spencer Tracy, genul ăla de bărbat. Da, era, da, da, da. Un păral scurt, așa, scurt da. Și trapiu, așa. Da, era, da, mă, și... Așa? Și semăn cu el. Când l-ați văzut pe tata prima dată, după prima vârsta de 5 văzut ani? În 59. Eram în ultimul an de facultate. Se dăduse drumul la excursiile astea spre Chișinău, spre Rusia. Și s-a dus întâi mama și l-a întâlnit. Și după un an de zile mi-a cumpărat și mie o excursie. Chișinău, Kiev, Moscova, Chișinău. Tata m-a așteptat pe peron cu doi prieteni de-a lui, domn și o doamnă. Și eu l-am întrebat-o mea, mama, cum o să-l cunosc pe tata? Și l-a zis, sigur, nu știi tata. Și am văzut pe peron un domn și o doamnă normal și un domn sub slab și buțit, 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 de o față din aia ca pământul când e uscat și crăpat complet. Așa arăta tata. Am stat puțin împreună. El da. Dumneavoastră mai... nu? Eu nu. Eram așa, cu niște ochi holbați, mă uitam la el și trebuia repede să ne... Vine că pleca trenul. Tu viai să vii de la Moscova, vii din Orache și noi rămânem o săptămână împreună. Și atunci când ne-am întors de la Moscova, m-a luat și m-a dus la bunica și am văzut satul cu bunica și atunci am avut de povestit. Atunci au început lacrimile și atunci au avut povestile. Deși tata nu povestea din lagăr mare lucru. Orică avea în el o spaimă a trecutului, orică nu-i mai făcea plăcere să vorbească, cine știe. Și odată ne-a povestit el că s-au dus și i-au lăsat în taiga cu trenurile și au făcut lagăre de câte 60.000 de oameni. Le-au dat topoare, le-au dat conserve și nu mai știu ce și se culcau până și-au făcut niște bordei în câteva zile, făceau un foc și se adunau în jurul focului. Că erau minus nu știu câte grade acolo. Minus 50. Și, care era mai îndrăzneț și mai tare, se strecura printre ei mai la foc. Și unii rămâneau și găseau înghețați dimineața.
Și într-o zi l-am întrebat, eu știam că tata avea ochii căprui. Zic, păi tata avea ochii căprui, așa știu eu de la mama. Cum îi avea? Acum erau albaștri. De ce? Cum ești albaștri? Eu știam că... Ezi și de plâns. Dar era drăguț că tata avea haz și mergea cu mine la Chișinău de braț, așa, și făcea, hei, ai dracu, ai ăștia tăți sângeloși pe mine, cu șapte frumoasă și tânără mă plimb eu. Îi stătea mintea la chestia asta, îți dai seama. Dar era un adevăr. Da, da. Dar ați văzut vreodată armata sovietică dezlănțuită sau nu? Da, cum să nu erau? Ei erau barbari, măi. Pentru că armata sovietică era făcută nu de soldați educați de la Moscova, ci din toate... Toți oamenii ăia netroglodiți din Siberia, de departe, de nu știu unde. Deci armata era făcută din oameni pe care îi conduceau, nu mai gândeau. Îi dădeau le dădeau drumul și ăștia treceau ca tăvălugul peste tot. La Sibiu noi fugeam în vie. Că, dai seama, erau femei, erau fete tinere. Și ei veneau, spărgeau ușile și dacă nu găseau pe nimeni acolo, începeau. Sticlele de vecinate le aruncau pe pereți, că ei nu beau ca oameni, ei beau una da. Și așa mai departe. Distrugeau tot în jur. Tot distrugeau. Sau jaf total. Armata eliberatoare. Dat drumul să distrugă, doamne. Treceți peste ei. Treceți peste Bine, ei. Bine, aveau voie să facă orice, pentru orice. Că era armata care ne-a salvat de hitlerism. Era acela, că vine un rus în tren la un moment dat și... trage o mitralieră, îți zdrobește toate becurile, îți face în cabină întuneric și atunci el ia mâna așa și face văd, fosfor. Ăștia erau soldații sovietici, veniți de la capătul lumii. Da, da, da. N-aveau mamă, n-aveau tată, n-aveau patru. Dar aveau ceas cu fosfor. Aveau ceas cu fosfor. Cum zicea Tănaze, era rău cu derdidas, dar mai rău cu davai ceas. Deci ceasurile exercitau o fascinație teribilă, că nu văzuseră niciodată. Deci asta nu e umor, asta e un adevăr istoric. Își puneau la mână câte 3-4 ceasuri și puneau. Vedeți? Și în istorie fericirea e o chestiune de comparație. Parcă atunci când privim, când ne povestiți de vremurile astea, adevărat, parcă 2014 da. Care ne așteaptă pare o floare la ureche. O să vedem. Spuneți-mi, politicieni ai vremii în epoca Ceaușescu ați cunoscut? Pe tovarășul sau pe tovarășa i-ați cunoscut? Nu, pe dânsul am cunoscut la premiera filmului a luat greșit numărul. Era șef de secție la tineret, la UTC. Era în 57 și a fost debutul dumneavoastră, da, nu? Da, și am dat premiera la Patria, sus la balcon, și el a fost cu noi acolo. Și a stat cu noi tot filmul, i-a plăcut, ne-a felicitat, dar la puține filme a fost și la teatru nu mergea niciodată. Bântuia pe atunci că nu vine la teatru pentru că aflase că Lincoln a fost împușcat de un actor. La teatru, într-o lojă. La teatru, într-o lojă, de către un actor. Și probabil că asta lui a rămas. Da, da, da. Eu cred că nici sau nu iubea oamenii. Nu iubea oamenii? Da, e așa, cred că el nu iubea oameni. Nici el, nici ea. Asta nu deja e de domeniul psihiatriei sau, mă rog... Nu, nu iubești oamenii. Eu zic că noi am fi dus-o mai bine, chiar în sistemul comunist. Dacă am fi avut un despot luminat. Da, nu, un despot Doamne luminat. Ferește, ideea este că toate crimele în istorie s-au făcut în numele iubirii. În numele, asta e în îngrozitor. Numele, dar nu din iubire, în numele. În numele iubirii, deci felul pervers al dictatorilor de a-ți vrea binele cu deasila. Asta cu puterea da. E o problemă Dar foarte. Poate democrația e bună. Că unui om inteligent, dacă îi dă puterea, îi o dă, spunându-i de la bun început că nu îi o dă decât pentru puțină vreme. Da, da, și da. Atunci nu are timp să-și piardă mințile pe spatele unui da, popor. Da, dar uite că nu e nu pentru puțină vreme, ci o vor mai lungă. O vor mai lungă. Nu știu ce înțelegeți prin ăștia. În sfârșit, nu contează. Bine, știți ce spunea Seneca? Am găsit un citat care pare incredibil, dar e adevărat. Riscul unui om prea deștept ca să intre în politică e acela de a se trezi condus de unii mai proști decât el. Ei, uite, asta e o chestie extraordinară. Da, și iată, am ajuns în momentul în care ne aflăm, în care intelectualii nu mai au voci care să se audă în cetate, cu adevărat. Și au intrat lupii sus și lupii știu să se bată pentru buca halca de carne. Intelectualii nu știu să o facă. Și senzația că orice ai face e mult prea puternic zidul de care te izbești. Și că e tot degeaba. Și că e asta degeaba. E cea mai periculoasă da. Atitudine. Da.
Am văzut că l-ați cunoscut pe Corneliu Coposu, ați fost în relații bune. Ce personaj. Mai avut un monolog în care orice se întâmpla în țară era de vină Coposu. Nu e zahăr, Coposu e de vină. Nu zboară vrăbiile astăzi că e fric, Coposu e de vină. Ce plăcere avea domnul Coposu. De câte ori mă vedeam, spuneam, hai mai spune monologul ăla cu Coposu. Dar vă dați seama, a fost o perioadă în care totuși ura populară, ca într-un paratrăsnet, s-a revărsat prin acest Coposu e de vină. Da, e foarte important. S-a ținut adevărul ascuns sub masă tot timpul. De exemplu, la Alba Iulia, atunci, când s-a sărbătorit la Alba Iulia, erau mai mari revoluții acolo, sus pe scenă, lumea striga, bravo, ta-la-la-la-la. Și a intrat în piață Coposu. Și în loc să se apropie, lumea a început, și în loc să se apropie cineva din ăștia foarte mari, să spune, stați, să spunem adevărul. 5 minute de adevăr trebuiau. Își dădeau coadele. Am văzut eu. Mi s-a părut oribil. Asta se chema să încep politica de la ceva. De la cinste și adevăr. Să se spună. Stați să vedeți despre cine este vorba. După ce a murit Coposu, au început să pupe moaștele și să explice, vai, uite cine a fost. Da. Târziu. Deci Coposu a făcut atâția ani de pușcărie, mă gândeam cum ar fi fost Nelson Mandela, care a făcut 27 de ani de pușcărie, la ieșirea din pușcărie, când apare într-o piață publică din țara lui, să fie huiduit de lume. Ăștia i-au pupat picioarele. Pe când la noi, asta a fost. Pentru că au fost ținuți în ignoranță. Și să și lasă greu informați românii. Rămân cu ce. Cum să fie informați dacă televiziuni cu o bază tehnică, materială, puternică, bună, își reduc știrile și pe zi ce trece tot mai mult la accidente rutiere, nunți, înmormântări, bătăi, crime și, toate cu și stupidități. Fără nicio rușine. Fiecare ține cu al lui. Cine dă păpica? Cine dă pâinea cu ăla? Cine dă bănuțul? Păi... Pentru, deci până la urmă știi cine-i de vină? Banu. Banu e de vină. Apropo de asta, e tristă scena, dar și mai trist știți ce ar fi? Ca acei oameni să nu fi huiduit din proprie inițiativă, ci să fi fost puși. Se poate și asta. Să fi fost pregătit momentul ca atunci când Coposu intră, că se știa că merge, să se huiduiască. La grupul a organizat, a pânzit pe urmă toată piața. Poate multă lume nici nu știa ce huiduie. Exact. Știți că adeseori huidui fără pe să știi ce. Pe vezi că merg ca oile unii după alții și nu-i păcat. Cum să-i lămurim? Cum să-i limpezești la minte? Cum? Și acum, gândindu-mă la scena pe care ați evocat-o și pe care, iată, am uitat-o, știți că uităm fără să analizăm momentele, fără să ne cerem iertare de la trecut. Exact. Corneliu Coposu, într-adevăr, era un politician, tot acel echilibru, tot acel stil de a vorbi frumos, dacă chiar și despre inamici. Era un profesionist al politicii, cum bătea România, cum bătea satele, ca dumneavoastră în turnee. Da. Noi am făcut politică culturală în toată țara. Dar spuneți-mi, noi, generația noastră, care nu spuneam prostii și nu ne dezbrăcam în pielea goală. Câți kilometri ați făcut? Nu știu câți, dar eram odată într-un autobuz cu 3 surori, eram și în Ardeal. Și spuneam, să dăm lângă șofer și spunea șoferului, zic, mai avem câțiva kilometri, suntem la Sebeș, de la Sebeșul nostru. Pe podul ăla și intrăm la Iulia, da? Și vorbeam cu el. Și s-a uitat așa la mine și a zis, sunteți de pe aici, doamnă? Zic, nu, dar am luat premiul întâi la concursul Tinere Cunoaște Sara. Da. Sunt momente în viață, ziceți undeva, în care spui, Doamne, nu mai pot, nu mai vreau, nu mai știu. Momentele în care ați spus, nu mai pot, nu mai vreau, nu mai știu, care ar fi? N-ar fi foarte puține. Cel mai important a fost când a plecat Puișor. Atunci am crezut că nu o să mai pot. Eu că nu o să mai pot să joc, că nu o să mai fiu în stare de nimica, că nu o să mai am pentru ce să fac ceva. Când îți dispar părinții, e groaznic, dar se înscrie în cursul vremii. Oricând moare un bărbat care în luna iunie înnota 10 km în fiecare zi și în decembrie moare, e o nedreptate atât de mare încât îți vine să te iei. Bine, nedreptate. Noi oamenii o socotim nedreptate, nu? Pentru că avem dreptatea noastră și sensurile noastre. Vreau să spun că din cauza tutunului s-a întâmplat, sunt convinsă. El fuma nu țigări, el fuma pipă. Și uneori îi mai curățam și eu pipele. Ei bine, toată salivația aceea care se întâlnea cu nicotina pe tot traseul pipei era îngrozitoare. N-a renunțat. Și nu, eu dacă și eu eram toată ziua pe drumuri. A făcut o tumoră exact la intrarea în esofag. Cum Dumnezeu nu descoperă odată secretul ăsta
acestei boli infernale. În orice clipă poate fi descoperit. Da. Să ne întoarcem la lucruri vesele. Da. Eu n-am fost niciodată mulțumită de mine. Asta e, de fapt, trăsătura principală. Nu m-am văzut niciodată frumoasă, nici mama nu m-a văzut frumoasă. Venea la teatru și zicea, vai, dar ce frumoasă e aia brunetă, vai, dar cine e aia frumoasă că-și blondă, vai, dar ce... Și pui eu într-o zi, întrebat, dar Stella? E, Stella e Stella. Ah, ce drăguț, Stella e Stella. Era ei și nu contă, nu eram. Bun, la bătrânețe mi-a spus odată o frază care m-a... I-a spus, mama, dar eu, uite, am făcut asta, și e, zici, când intri tu, în scenă răsare soarele. Vrei mai mult? Mă faceți de râs. Da. Și mi-ați spus că nu aveți această latură nostalgică. Vedeți, ați putut juca Livada de Vișin? După ce am văzut-o pe Vasilica, chiar m-am gândit... Livada e sufletul dumneavoastră. Poate că aș fi putut să joc. Ați putut. Faceți și dumneavoastră ca Dinică. Și Dinică a zis că după ce l-a văzut pe Rebenjuc în Moromete, că el a refuzat rolul, a zis că după ce l-am văzut, m-am gândit că poate aș fi putut și eu să-l fac. Exact asta am simțit după ce am văzut Livada. Pe Vasilica. Parcă aș fi putut să fac. Da. Dumneavoastră spuneți, ca să citesc tot din Stella Popescu, acțiunea e cea mai bună soluție la criză. Sunteți un om capabil să-și recicleze disperarea și să o transforme în acțiune. Mă gândesc serios să n-ajung la momentul în care lumea o zică, ia mă, să ia și aia un ban. Ei, nu, asta nu vreau niciodată. Asta. Adică nu vreau la un moment dat să depășesc măsura. Să zică, ce mai caută... Știi? Ați simțit asta văzând alt actor care mi se pare că joacă în prelungiri? N-am mai văzut. N-am mai văzut care poate n-ar mai trebui. Deși pentru el e o hrană. Vedeți. V-ați gândit vreodată toată nebunia asta a acțiunii? Până la urmă, fugiți de dumneavoastră? Nu. Nu. Eu îmi găsesc bucuria în asta. Vă simțiți bine singură? Stau și singură, dar nu foarte multă vreme. Stau, bă, eu dacă stau singură, mă uit la film. Așa că nu sunt singură niciodată. Știi? Nu, mie îmi place. Ți-am spus, îmi plac oamenii, îmi plac să mă întâlnesc cu ei, să stau după spectacol până la 5 de minute. Noi după spectacol ne descărcăm. Da. Sunt ca motoarele, știi, sunt motoare care în clipa care ai scos din priză, el mai merge. Zdum, 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 zdum. Așa suntem noi actorii. De aceea ei se duc după aceea la bere. Nu se mai duc de la Revoluție încoace, nu se mai întâlnesc la bere. Asta sau e trist. Lucruri. Pe motive de bani sau pe motive de disensiuni politice? Sau de pe ce? Motive de bani și pe motive de secret. Cine ce face, să nu se afle ce face, să nu se afle cât ia de acolo, cât gajare. A intrat secretul ăsta capitalist în capul lor, știi? Nu se mai iubesc. Oh. Invidia a crescut foarte tare. Da, simțiți asta? Da, că spunea de Olga Tudorache. Am fost îndrăgostită toată viața de Olga Tudorache. Mi-au plăcut numai artistele talentate. Chiar dacă am face un top al marilor actrițe ale României, ar fi Mariana Mihuț, Valeria Seciu, Olga Tudorache, Gina Patrick. Extraordinar. Tamara Buciucean. Sunt foarte multe actrițe geniale. Spaima vieții dumneavoastră care ar fi? Boala. Să nu cumva să cad la pat. Să am o boală care să-mi interzică să mă mișc. Să mă mișc, să mă duc, mi-mi place să umblu, să alerg, să văd, să... Asta ar fi cumplit. Și cred că asta e cel mai groaznic. De ce spune din moș strămoș sănătate? E cea mai bună dintre toate. Fără ea nu poți să faci nimic. Eu am avut noroc în meserie, am avut noroc în viață. Dar am avut și norocul mare să fiu sănătoasă. Să suport greu. O întrebare din celebrul chestionar al lui Proust. Cum v-ar plăcea să muriți? În somn. Aș vrea să știu. De aș vrea să fiu sănătoasă. Mama mea nu se văita niciodată și s-a 3 ani, a făcut un cancer de sân la 80 de ani, e foarte rar întâlnit. Și nu atâta spunea, tare îmi pare rău. Pare rău că plec din viața asta era. Tare îmi pare rău. Nu, era un om vesel și răbdător și nu dădea importanță prostiilor. Și-a chinuit-o boala mult? 3 ani. Avea obiceiul să spună că nu o lasă moară, știi? Nu mă lasă fata asta. Nu e. Făcut tot tacâmul cu chimo, cu operație, cu tot tacâmul și după 3 ani s-a întâmplat. Adică s-a împrăștiat și gata. Dar asta e ce vrei. Femeia mea care are 84 de ani, îmi face curat, ea vine și bea cafeaua cu mine în fiecare dimineață, e și vecină cu mine. Și a murit o soră și avea 80. Nu se mai poate opri din plâns. Și spune atâta, nu mai am soră. Și doar până la 84 de ani s-a învățat, nu? Cu ce se întâmplă pe lumea asta.
Nu se poate opri din plâns de durere. Deci nu ne putem obișnui. Asta este. Dar acum vine nepoțica cu ginerele nostru, așa zicem noi, ginerele nostru, soțul ei din Germania, că ea e în Germania. S-a măritat nepoțica? S-a măritat. Stanca Gheorghe? Da, Stanca Gheorghe. Cu cine s-a măritat? Cu fiul unui prieten de mine din Germania, care e tot român. Ei sunt români, numai că Puștiu a plecat acolo când avea 4 ani. Ah. E tenismen, acum are 32 și nepoata mea a plecat la un curs la Hollywood, a făcut un curs de 9 luni de zile. De regie de film? De regie de film. Și era deja în discuții cu acest băiat și când a văzut că ea a plecat la Hollywood, s-a dus repede din Germania și a luat-o de nevastă. Peste 2 ani da. O să împliniți 80 de ani. Și nimic mai potrivit nu ar fi ca să sărbătoriți ăștia 80 de ani decât retușând o nedreptate a destinului. Nu ați avut niciun film pe măsura dumneavoastră. N-ați dat lovitura cu niciun probabil film. Probabil că nu l-am meritat. O, și foarte nepoata dumneavoastră, să facă un film Stanca de Gheorghe, va face un film cu dumneavoastră cu care o să sărbătoriți 80 de ani. Da, sigur, s-ar putea asta, dar vreau să spun că nici nu m-am gândit la chestia asta vreodată. Iată, ne gândim acum. Merg mai departe. E o ușă închisă, se deschide ușa, apare, cum a zis, Popeasca. 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 Farmacia inimii, turnat 1. Opa! Mai joacă un pic de teatru, cu anii când sunt 10, de încep cu cifra 4. Mai joacă un pic de teatru, nu-i observa și treci. N-avem contract cu infinitul, opriți scandalul, încetați. Când i-o veni lumii sfârșitul, să nu ne prindă supărați. Eu zic să nu ne mai certăm pentru tot felul de prostii. Trecu și anul 2000 și n-avem timp să ne împăcăm. Eu nu propun un compromis, să acceptăm totul absolut. Dar tu, drag spectator tăcut, te uiți și n-ai nimic de zis.